Vă invit să vă ridicați, să deschidem Biblia la 1 Epistolă către Corinteni, capitolul 11 și de la versetul 23 să ascultăm cuvântul Domnului. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat și anume că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta, căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați, dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul, ca să nu fim osândiți cu lumea, odată cu lumea. Amin. Vă rog să luați loc. Dragii mei, am dat citire acestui text, avem în fața noastră cina Domnului, urmează această lucrare, în mod obișnuit noi citim textul din calendar, dar din când în când luăm textul pentru cina Domnului ca să putem să avem așa o privire corectă asupra acestei lucrări mari pe care biserica o are. După masă, cu ajutorul lui Dumnezeu, voi aborda textul acela din Coloseni, care urma să fie citit acum. Domnul să ne dea multă lumină asupra cuvântului pe care îl avem ca hrană spirituală și în dimineața aceasta și după masă și în toate să fie slăvit numele Lui. De ce trebuie să luăm cina? Acesta va fi mesajul. De ce trebuie să luăm cină? Poate că fiecare dintre dumneavoastră la întrebarea aceasta aveți câteva răspunsuri. Și nu m-aș îndoi că n-aveți răspunsuri. Dacă v-aș întreba pe rând de ce trebuie să luăm cina Domnului, cu siguranță că am primit foarte multe răspunsuri, nu? Fiecare are un mod de a privi la această lucrare, dar eu aș vrea ca răspunsurile pe care am să le dau să fie răspunsuri bazate pe ce este scris aici în Cuvântul lui Dumnezeu și să putem înțelege că ceea ce ne motivează pe fiecare din noi să luăm cina Domnului sunt lucrurile acestea găsite aici în Cuvântul Domnului. Apostolul Pavel a fost omul folosit de Dumnezeu într-un mod, a spune, deosebit, să prezinte bisericii lucrurile necesare pentru a putea să-și continue calea aici, pe pământul acesta, drumul acesta, de a ajunge într-o bună zi acolo în împărăția slăvit. Vedeți, sunt momente când omul primește pe Domnul în inima lui. Fratele Todoran ne-a provocat să ne rugăm pentru cei nemântuiți și este important ca un om să-L primească pe Domnul Iisus în inima lui. E important pentru un om să-și predea viața în mâna Domnului Iisus Hristos. Dar vedeți, e o zi frumoasă și noi cântăm: o scumpă zi, o scumpă zi, când pe Iisus eu L-am primit. Și poate momentele acelea sunt momente de har, momente de tresăltare sufletească, momente atât de marcante pentru fiecare din noi, că ne aducem aminte când ne-a cercetat Domnul,
când l-am primit în viețile noastre, când am încheiat legământ cu El, când am fost botezați cu Duhul Sfânt și câte alte momente din astea frumoase. Însă, vedeți, nu se sfârșește atunci viața. Viața ne hărăzește Dumnezeu fiecăruia dintre noi aici pe pământ cât consideră El. Pentru unii mai scurtă, pentru alții mai lungă. Asta nu depinde de noi. Dar pe drumul acesta pe care noi îl parcurgem aici pe pământ, de la momentul acela când îl primim pe Domnul Iisus Hristos, este de mare importanță să ne ținem strâns, cum spune Apostolul Pavel, într-un loc de capul, care este Iisus Hristos, slăvit să fie El. Și de aceea, vedeți, e de mare importanță ca un om să facă ceea ce îi cere Dumnezeu. Pavel a fost slujitorul lui Dumnezeu, care a scris această epistolă către corinteni și îmi place să spun de multe ori, mai ales când predau cursul acesta de Noul Testament și ajung la epistola asta către corinteni, le spun eu un tratat de eclesiologie. Adică e o epistolă în care în mod deosebit Pavel se referă la lucrurile importante din biserică, la cum trebuie să fie credincioși și ce trebuie să facă membrii unei biserici. Și aici, în capitolul 11, fiindcă erau anumite păreri pe care le aveau unii cu privire la cina Domnului, la modul cum trebuie luată și câte altele, apostolul Pavel aduce aici niște clarificări din care fiecare din cei care suntem aici în această dimineață putem deduce cu multă ușurință și aceste răspunsuri la întrebarea asta de ce trebuie să luăm cina Domnului. Și în primul rând a spune pentru că a instituit-o Domnul Iisus Hristos. Auziți, ăsta e primul motiv. Noi facem lucrarea aceasta pentru că El, Fiul lui Dumnezeu, a instituit-o. Citim în Evanghelia după Matei, la capitolul 26 și de la versetul 26, aici lucrurile pe care Matei le spune, el fiind martor ocular la acest eveniment, pe când mâncau ei, 26:26, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat-o, a frânt-o și a zis ucenicilor zicând, luați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și a mulțumit lui Dumnezeu, li-l a dat zicând, beți toți din el, acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția lui. A luat pâinea aceea, a luat paharul care simbolizau trupul și sângele lui. Și în noaptea aceea a trădării, Domnul instituie această lucrare pe care ucenicii și biserica aveau să o facă până, ați auzit, vine El, până îl voi bea nou, unde? În împărăția lui Dumnezeu. Și de 2000 de ani încoace, adevărații credincioși au înțeles că trebuie să facă lucrarea aceasta. Pavel, când scrie epistola către corinteni, aici în versetul 23, el clarifică, căci am primit de la Domnul ce v-am învățat. Auzi? El, apostolul neamurilor, spune, noi nu facem lucrarea asta să ne găsim în treabă. Noi nu facem că, mă rog, cineva mi-a zis că trebuie să o facem, că sunt anumite lucrări pe care noi le considerăm că-s bune și le facem. Însă Pavel spune, nu, lucrarea asta pe care o facem noi este că am primit-o de la Domnul, ca și ceilalți apostoli, ca și ceilalți ucenici. Și lucrarea pe care am primit-o de la Domnul este că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, El, spune Scriptura, a luat o pâine, auziți? Și spune mai departe și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis, luați, mâncați, și aici explică, acesta e trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. E, vedeți, atunci când un adevărat credincios vrea să rămână în voia lui Dumnezeu,
când vrea ca pe drumul acesta pe care îl parcurge aici pe pământ să trăiască în rânduială, să fie plăcut lui Dumnezeu, el trebuie să ia cina Domnului. Nu toți credincioși înțeleg asta. Sunt credincioși care, datorită anumitor motive, nu iau cina. Unii motive din astea de filozofie ușoară, alții datorită unor interpretări din astea pe care pot să le accepte de la unii sau de la alții și discută și povestesc, însă vă rog, țineți cont de ce spune Apostolul Pavel. Am primit de la Domnul și v-am învățat ca lucrarea aceasta să o faceți. Prima biserică, biserica primară, uitați-vă în Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 42 spune, ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii, auziți, și în rugăciune. Era o stăruință, adică lucrarea pe care ei o făceau, lucrarea cinei Domnului, era pentru ei o lucrare deosebit de importantă și fiți siguri că o făceau destul de des. Cel puțin din evidențele bisericii primare, în prima zi a săptămânii, spune cuvântul Scripturii, și dacă vreți să observăm lucrul acesta din Faptele Apostolilor, capitolul 20, aici putem observa în versetul 7, în ziua din tâi a săptămânii, eram adunați la olaltă ca să frângem pâinea. Auziți? E clar cuvântul lui Dumnezeu. Noi nu o facem atât de des. Biserica Pentecostală a pus să se sărbătorească cina Domnului o dată pe lună și frații consideră că trebuie să facă lucrul acesta, să nu fie pentru fiecare, știu eu, o povară, ar zice cineva. Dom'le, n-am când să mă pregătesc. Apoi anumite interpretări pe care le au unii sau alții, nu intru acum în detalii, unii nu au lăsat, vedeți, să facă lucrarea aceea Domnului așa, o dată la săptămână. Sunt biserici care iau în fiecare duminică. Eu n-am nimic împotrivă. Eu personal, ca slujitor, a fost vremuri când în fiecare duminică am luat-o și în timpul săptămânii, participând la diferite evenimente. Dar reține ceva, ca și credincioși, noi trebuie să ne punem bine întrebarea asta, de ce fac eu, de ce particip eu la cina Domnului, de ce trebuie să iau eu cina Domnului, și răspunsul trebuie să-l am, e un răspuns biblic, pentru că această lucrare a fost instituită de Domnul și a fost predată bisericii. Biserica, de la începuturile ei, a practicat cina Domnului. Apoi, un al doilea lucru care ne motivează să luăm cina Domnului, uitându-ne aici, în textul Scripturii, îmi place atât de mult când Pavel repetă de două ori. Și uitați-vă, versetul 24, finalul. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Versetul 25, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Observați? Să faceți lucrul acesta. Și zice un al doilea lucru, un al doilea răspuns de ce trebuie să luăm cina Domnului, este avem ocazia să facem un lucru pentru Domnul. Auziți? Sunt multe lucruri pe care le putem face pentru Domnul. Dar cina Domnului este unul din lucrurile acestea pe care noi le găsim în Scriptură și putem să facem pentru Domnul. Mulți zic, apă și aș face ceva pentru Domnul, altul zice și eu. Uite că avem ocazia ca lucrul acesta să-l facem pentru Domnul. Nu-l facem că vrea pastorul, că vrea comitetul, că vrea biserica, că vrea organizația. Nu, scumpul meu, nu. Tu faci lucrul acesta că Biblia te învață că el trebuie făcut pentru Domnul. Nu facem pentru nimeni, ci pentru numele Lui, pentru proslăvirea Lui. Și bagă bine de seamă că ori de câte ori
trece pe lângă tine cina Domnului și tu nu iei parte la această lucrare, ai pierdut ocazia de a face un lucru pentru Domnul. Domnul să ne lumineze în privința aceasta și să ne ajute să ne silim, să ne punem viața în rânduială și totdeauna când avem cina Domnului, să fim gata să facem lucrul acesta, rețineți, pentru Domnul. Pentru Domnul. Slavă Lui! Orice faceți, spune cuvântul Scripturii în epistola Apostolului Pavel către Coloseni, citim 3:17, și orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu, Tatăl, glorie Domnului. 3. Al treilea răspuns pe care aș vrea să-l dau este un răspuns pe care îl vedem tot aici în text, de ce trebuie să lucrăm, luăm cina Domnului, și răspunsul este că prin luarea cinei, nu, proclamăm moartea Domnului Iisus. Ne aducem aminte de moartea Lui. Uitați-vă ce spune versetul 26. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni. Vestim, proclamăm moartea Domnului Iisus. Vedeți? Prezența noastră aici se leagă de moartea Domnului Iisus. Dacă n-ar fi murit Iisus pentru noi, noi nu eram aici. Faptul că Iisus a murit pentru noi, lucrul acesta ne determină să luăm cina Domnului. Moartea Domnului Iisus Hristos a fost o moarte înlocuitoare, dacă vreți. Se cita aici Isaia 53. Și dacă vă uitați în Isaia 53 și veți putea observa aceste cuvinte atât de importante pe care prorocul, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, le scria cu mai bine de 700 de ani înainte de a se întâmpla. Atunci scria prorocul Isaia și spune în versetul acesta 4, totuși El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Auziți? Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Ce înțelegem de aici? Prin moartea Lui, pe cruci, Iisus ne-a înlocuit pe noi. Noi eram dator să murim. Și plata păcatului este moarte. Însă Domnul Iisus Hristos ne-a înlocuit pe noi. El a murit pentru toți. Pentru toată omenirea. Și faptul că, spune versetul 5, dar era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, aici putem observa și un alt lucru pentru care moare Iisus pe cruce pentru noi. El satisface dreptatea divină, justiția divină, dacă vrei. Păcatul cerea să fie pedepsit și Iisus acceptă pedeapsa. Vedeți, pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El. El era nevinovat, Bielul nevinovat, dar acolo în grădina Edenului, în lupta cea teribilă, El acceptă păcatele omenirii. Pentru că să vină asupra Lui, știți că El se roagă la un moment dat, dacă-i cu putință să treacă de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Și atunci Iisus acceptă păcatele întregii omeniri, păcatele mele, păcatele tale, ca tu și eu să putem avea acces, intrare la Tatăl în împărăția Lui slăvită. Când va veni El, să pot să fii cu El acolo în împărăție. Dar până atunci înțelege, omule, oricine ai fi, că moartea asta Domnului Iisus Hristos a fost o moarte înlocuitoare, o moarte care satisface justiția divină și o moarte jertfitoare. El e și preot, El e și miel,
El e jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Atât de frumos spune în 1 epistolă Ioan, capitolul 4, versetul 9 și versetul 10. Acolo Ioan subliniază acest lucru atât de important, atât de clar pentru absolut fiecare dintre noi. Și haideți să citim acest cuvânt. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El. Și mai departe, 10-le, și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Slăvit să-i fie numele. Asta a făcut Hristos. Și noi, că luăm parte la cina Domnului, proclamăm moartea Lui, ne aducem aminte de ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru noi. Și chiar dacă poate cineva va zice, dar tot asta ni se spune, altceva nu avem. Evanghelia nu poate fi schimbată. Noi îl avem în centru pe Domnul Iisus Hristos. El e jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și pentru ale întregii lumi. Și de aceea, în semn de mulțumire, noi venim înaintea Lui și stăm la masă cu El, glorificat să fie numele Domnului. Ar fi multe alte lucruri, pe scurt, poate cu altă ocazie o să țin un mesaj doar în direcția asta. Un al patrulea răspuns este, de ce trebuie să luăm cina Domnului? Avem posibilitatea de a ne examina pe noi înșine. Auziți? Avem posibilitatea de a ne examina pe noi înșine. Spune aici, în Corinteni, versetul 28, fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși, și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Întotdeauna, când trebuie să iei cină, ai posibilitatea de a te examina pe tine însuți. Știți că tendința fiecăruia dintre noi este să examinăm pe alții. Tendința fiecăruia din noi e și când poate vii la adunare, te uiți cum e îmbrăcată, ce freză are, te uiți cum se uită, te uiți unde se așează, te uiți cum stă și știu eu, dacă mai și știi ceva despre el, poate și șușotești cu cel de lângă tine și spui, am auzit de el, am auzit că a făcut aia, l-am văzut nu știu pe unde. Și așa de bun procuror suntem că am face tot numai rechizitorii. Când e vorba de noi, suntem cei mai buni avocați. Ne apărăm cu de toate. Ei, ascultă-mă bine, când participi la cina Domnului, ai ocazia de a te examina pe tine însuți. Atunci stai tu față în față cu Dumnezeu și îți examinezi gândurile, îți examinezi faptele, îți examinezi pornirile, îți examinezi motivațiile și câte altele. Și mă rog Tatălui Ceresc să ne dea harul fiecăruia dintre noi să ne putem examina, așa cum spuneam, pe noi înșine. Nu mai merg mai departe, urmează să facem cina Domnului. Cu altă ocazie, poate voi aborda, prin harul lui Dumnezeu, subiectul ăsta mai pe larg. De ce trebuie să luăm cina Domnului? 1. Pentru că Domnul Iisus Hristos a instituit-o. 2. Avem ocazia să facem un lucru pentru Domnul. 3. Ne amintim de moartea Domnului Iisus. Și 4. Avem posibilitatea de a ne examina pe noi înșine. Amin.